este președintele unui stat aflat în conflict în urma invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, programul domniei sale este unul care se schimbă de la clipă la clipă. N-are nicio legătură Parlamentul, din punctul meu de vedere, nu ar fi trebuit oprit o astfel de vizită din cauza unor extremiști. Și nu cred că acesta este motivul. Repet, președintele Zelenski este în conflict cu Putin. Nu se poate speria de săgeție lui Putin.